Frunzulii se vioreau, dragă-mi este ulița, dragă-mi este ulița care duce la Neica. Ulița-i plină cu flori și al meu suflet plin de dor, om de frunte, ca și bradul un vârf de munte. Hai să vă spun ce s-a întâmplat mai. În pădure la Daimag, măilele s-a dus vestea-n toată țara, de codin din Buduhala. Cum s-a dus el la pădure cu-n topor și cu-o secure. Au, au, codin al meu mai, nu mai pot de dorul tău, mumă, dar ție nici nu-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Cu săpurea lui cealaltă te pluta dintr-o dată. A tăiat-o singurel, pluta a căzut pe el. Au, au, codin al meu mai, nu mai pot de dorul tău, dar ție nici nu-ți pasă, că ți-am spus să stai acasă. Hai, sub un plop mare rotat, măi, și-a de cojin răsturnat, măi, lele, cu capul pe rămurea, cu săpurea alăturea. Maică sa cum îl găsea, începea de mi-l jelea. Au, 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 mumă codine, n-a vorbit mumă cu tine, mumă, să nu te duci la pădure, că pică pluta pe tine. Dar codin n-a ascultat, pluta pe el a picat. Dragostea și dorul se regăsesc pregnant în tematica pieselor create și interpretate de Ion Dolănescu. Artistul și-a dat seama însă că nu poate eluda din repertoriul său nici cântecul satiric, aflat desigur printre preferințele omului de rând, mai degrabă amator de joc și voie bună. Ion Dolănescu avea un deosebit simț al umorului. Uneori reușea să transforme o situație apăsătoare într-un moment de stins și agreabil. În înregistrările sale a plasat și astfel de cântece satirice, iar televiziunea română i-a oferit prilejul să apară în câteva sketch-uri umoristice. A zis tata că mă-nsoade, aș, ha, 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 că mă-nsoade, și că-mi dă o iapă chioadă, aș, ha, 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 iapă chioadă, chioadă și nepotcovită, aș, ha, 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 potcovită, cu ea lupii mă mănâncă. Harnică-i nevasta mea, stă-n pat toată lumea, marțea dis de dimineață, pleacă după tătăneață. Vine cu costrei în brațe, se dea la gâște la danțe.
vine cu costrei în brață să dea la gâște la dață. Eu cu mândra nu mă cert că mă mângâie șoie, de mă sărută odată, nemâncați stau ziua toată. Ce-i sucește, ce-nvârtește, marța nimic nu gătește. Miercurea nevasta mea pune la fiert fasolea. Joia dă să o răcească, vinerea vrea să o prăjească. Țindă dă pe masă să mănânci fasole arsă. Eu cu mândra nu mă cer că mă mângâie șoie, de mă sărută odată, nemâncat stau ziua toată. Ion Dolănescu! Coaie verde amurele, nașule, lasă-mi pace mândrele, nașule. Nu le-i spune minciunele, nașule. Știi că nu vrea să ia niciun ban? Și în stele, ei, nașule. Lasă-mă. Nașule, ești și frumos, nașule. Da, ești cam lăudăros, nașule. Nu știu ce a bățit că a adus un cadou pentru mireasa ca să crească darul. O capră și patru oi. Și vrea să-l luați pe Tom Jones. Ce să-i faci dacă n-ai baci, nașule? Baște-i caprele și taci, nașule. Ion Dolănescu pentru mine, nașu, a fost și va rămâne în sufletul meu veșnic viu. Nici nu aș putea să cred altfel, după atâția ani petrecuți alături de el, nu mi-am închipuit și nu mi-închipuiam niciodată că am să stau la masa lui Ion Dolănescu. Vreau să spun că Ion Dolănescu a fost un suflet de-a drept mirific. Iubea, în primul rând, era un mare iubitor de flori. Spunea la mii decât cu flori. Oamenii, de asemenea, îi iubea cum noi poate nu iubim la fel de mult cum iubea Ion Dolănescu oamenii. Dacă nu l-ascultam o zi la emisiunea de la radio de la 12 și jumătate, întâlnire cu melodia preferată și interpretul preferat, poate în ziua nu puteam să mănânc. Ion Dolănescu ca naș era un om foarte cum se cade, prietenos, era gazdă bună pentru toată lumea. Casa asta unde ne aflăm era plină de oaspeți întotdeauna, chiar dacă nu erau aniversările, onomasticile lui, ale lui Ionuț, ale lui Fiuso. Deci ea era plină întotdeauna de prieteni, de fiind, de fine. Întotdeauna se găteau nelipsitele sarmale ala Ion Dolănescu, făcute de menajer de Flori Petrescu, care făcea niște sarmale grozave, a stat aici lângă nașul vreo 16 ani. El era mulțumit de serviciile ei. Deci care dădeau telefon din străinătate, de unde dădeau, hai la Dolănescu, zice că ăsta întotdeauna ne pune masa, ne pune... El era foarte, foarte bun. Spre exemplu, eu sunt printre cei deci dintre cei 1000 de ființi, sunt printre primii 100. Asta prin anii 70 și ceva. M-a cununat de două ori, chiar mă spunea pe la prieteni, ce uite, domne, pe ăsta l-am cununat de două ori și n-a avut noroc. Râdeau prietenii, râdeau, era cum se cade, foarte, foarte altruist. El avea, spre exemplu, spunea așa, zice, băi, fine, și da, cei care erau la masă și vedeau, zice, băi, să știți și voi, toate le plătim pe pământul ăsta. Că ce va fi dincolo sau nu va fi, zice, aici plătim și greșelile și bucuriile noastre, ce le lăsăm aici. Având Răb Sestre un mare talent,
Ion Dolănescu a fost apreciat deopotrivă de public și de specialiști, cucerindu-și un bine meritat loc printre soliștii de seamă ai cântecului popular românesc. În plus, a avut acel mare noroc că l-a popularizat televiziunea. Astfel, vocea și cântecul său au uns inimile a milioane de oameni. Nenumărate au fost filmările sale la televiziunea română. Emisiunile la care a fost invitat, spectacolele sau emisiunile eveniment pe care le-am realizat mi-au oferit prilejul de a-l cunoaște mai bine și de a-i observa atitudinea față de cei din jur și față de meseria de artist. Amintirile mele și ale colegilor mei, redactor și realizator de emisiuni folclorice, stau mărturie pentru profesionalismul său, pentru seriozitatea cu care se implica de fiecare dată în pregătirea unui program, atunci când era solicitat pe platourile de filmare. La mândruța mea, la munte, hai, hai, du-mă, dorule, mai iute. La mândruța mea, la munte, la mândra, la pietroșița, să-i văd ochii și gurița, să-i văd ochii și gurița. Hai, hai, mai du-mă, dorule, iară, pe unde-am postat-o vară. Hai, hai, mai du-mă, dorule, iară, pe unde-am postat-o vară. Să-mi adăp mioarele, să-mi văd surioarele, să-mi văd surioarele mai. Hai, hai, și du-mă, dorule, du-mă, la măicuța mea cea bună. Hai, hai, și du-mă, dorule, du-mă, la măicuța mea cea bună. Și du-mă mai repejor, la măicuța în pridvor, că eu fi de mine dor, măi. Că se uită în calea mea, seara și dimineața, poate, poate m-o vedea. Ea un om cu totul și cu totul deosebit, un om. Viață, viață, vezi cum ești, tu vrei să mă îmbătrânești, mă. Viață, viață, vezi cum ești, tu vrei să mă îmbătrânești, mă. Să mă fac ca iarba-n pâine, măi, dorule, din om tânăr, domn bătrân, să merg în toiac pe drum, măi. Veneam adesea la el. 10 ani am stat chiar aici, lângă el. Tot el m-a adus aici, aproape de el, pentru că într-o prietenie de 43 de ani se întâmplă multe lucruri frumoase. Eu vorbesc de cele frumoase, pentru că cele mai puțin frumoase n-au fost între noi. Nu știu, cred că am avut o afinitate reciprocă. Lui plăcea foarte mult cum cânt, iar eu îl divinizam. Pentru că știam care este marele secret al lui Ion Dolănescu. Ion Dolănescu era un mare creator. Toate nopțile lui, și avea multe, multe, multe nopți în care nu se odihnea, nopțile lui de insomnii se transformau în nopți de creație. Și mă gândeam adineauri, zic, această casă, care cu zeci de ani în urmă a fost casa lui Barbu Ștefănescu de la Vrancea și acum a devenit casa lui Ion Dolănescu, deci în urmă cu 30 și ceva de ani, a fost o casă predestinată creației, a visurilor frumoase pentru cei din jurul nostru. Dragă mie la tinerețe, ce mă fac la bătrânețe? Dragă mie la tinerețe, ce mă fac la bătrânețe?
Astăzi aștept mencerișoare, mai dorule, cu cât un final de păr trece ca floare de măr de măr. De-aș rămâne așa pe lume ca bradul verde-n pădure, de-aș rămâne așa pe lume ca bradul verde-n pădure. Tiner cu păr alb îmi șede, dorule, ca zăpada pe brad verde trece iarna, nu se pierde. Dar și doi-n bătrânima, am cu cine mă mândri, am pe lume doi copii.